Suflet schimbat. YouTube creștin. 28 de ani au trebuit să treacă până ce Radu Pop poate să spună că a găsit un sens în viață. Până aici a gustat ce înseamnă o familie destrămată, ce înseamnă robia drogurilor și a așa ziselor distracții și plăceri lumești, a cunoscut ce înseamnă duplicitatea spirituală a lui și a multor altor tineri așa zis creștini, a cunoscut ce înseamnă să ai tot și să nu ai nimic. În cele ce urmează ne va spune povestea deloc frumoasă a acestor 28 de ani. Mă numesc Pop Nicu Radu, am 28 de ani, deloc sunt din Turda, județul Cluj. M-am născut aici, dar am crescut în Spania. La ce vârstă ai plecat în Spania? La vârsta de 11 ani am plecat în Spania. Toată familia sau singur? Împreună cu toată familia. Parte din familie, pardon. La mine în familie a început problema de când eram copil, de când eram tânăr. Părinții mei s-au despărțit când aveam 4 ani. La vârsta aia eu am fost un pic dat peste cap, îți dai seama, tata lipsa. Și... tata a plecat și ai rămas cu mama. Da. Câți frați erați? Sau... Doi frați. Eu și încă o soră. Încercând să mă facă mama să mă simt bine, ea mi-a dat un pic de frâu liber. Cu toate că legile erau aceleași, practic. Sau ceea ce trebuia să facem. Ai fost un copil răsfățat? Cam da. În sensul acesta zici, că s-a dat frâu liber. Da, mi-am dat seama acum la vârsta asta că prea mult a fost răsfățat. Da. La vârsta de 8 ani... Poate vrea să compenseze lipsa tatălui. Da, asta încerca. Încerca să mă facă să uit, pentru că noi aveam seri în care ne apucam și eu și sora mea și plângeam și nu mai putea să ne oprească nimeni. Dar, slavă Domnului, suntem bine. Acum? Acum. Dar până aici a fost o paranteză mare și întunecată, să zic așa, nu? Da, până aici a fost un drum mai lung și greu, e adevărat. Spune-ne cum a fost viața când ați plecat în Spania. Până să ajungem la plecatul în Spania, vreau să vă povestesc un pic despre cum a început lupta în viața mea, cum a spus și dumneavoastră, perioada asta mai întunecată. Am început să am prieteni, am început să am anturaj, vecinii de bloc. Am început să vreau să fiu și eu acceptat între ei. Se vedea clar că era o diferență între mine și ei. Eram renumit pocăit din echipă. Părinții tăi erau pocăiți? Da, părinții mei erau pocăiți. S-au despărțit? Da. Da. Din biserică s-au despărțit, din păcate. Și eu eram pocăitul echipei. Și la un moment dat numele ăsta mă incomoda. Și dorind să scap de, practic, povara asta, care eu l-am povară pe vremea aia, așa o gândeam, am început să fac și eu faptele lor. Am început cu niște vorbe aiurea, niște înjurături. Am început să mai fugim de la oră. La vârsta de 8 ani a fost primul meu contact cu țigara și clar nu s-a oprit acolo. Am continuat în situația asta cu țigările până ce am ajuns să plec în Spania. La vârsta de 10 ani jumate, 10 ani, maica mea s-a recăsătorit și am temeiat o nouă familie. Acolo, când am ajuns acolo, lucrurile au luat total o altă schimbare. Chit că timp de o perioadă nu am avut probleme cu țigările sau cu perioada de vreo 2 ani. N-a fost și alcool? Nu, alcool a venit după, până atunci nu. E, dar când am început în Spania cu patima asta cu țigările, acolo au venit toate lanț. Am început cu o țigară, după care am început cu
o bere și cum niciodată nu-i de ajuns, s-a continuat. Am început să am contact cu drogurile, cu petrecerile, cu viața asta murdară. La 13 ani a fost primul meu contact cu drogul și așa mare de dependență a pus pe mine. Deci, practic, eu foloseam drogurile cum folosesc alte țigările. Deci, la mine era o rutină. Ai ajuns dependent. Da. 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 Era controlat de ele. Da. La 13 ani deja. La 13 ani. De acolo, clar, situația la școală a început să draieze. Chiar dacă eram în biserică cu tinerii la cor, la fanfară, la tineret. Deci la... continuai să mergi eram, la biserică. Eram în biserică. Și implicat și în biserică, dar totodată prin spate eram afară în lumea asta. Deci cântai în fanfară? Cântam cu un grup de tineri. Cu grupul de și tineri. Și te drogai. Și cu corul și mă drogam. Da. Am ajuns încet, încet în timpurile, în sfârșiturile de săptămână să mai merg și eu la o muncă, la un job, la să ajut pe cineva și am gustat banul. Și aș știu ce înseamnă să fac bani. Dar până atunci de unde aveai bani ca să-ți cumperi droguri? Că încă nu lucrai. N-am avut nevoie de bani. Diavolul așa face și pot să spun chestia asta pentru că și în ultimele căderi mele am experimentat-o. N-ai nevoie de bani. Îți dă până prinzi gustul. Când prinzi gustul și deja vrei tu sau îl cauți tu, deja acolo trebuie să plătești. Nu contează că perioada asta e de mai mult timp. Cât deci îți dă, cât primit îți dă. Gratis o vreme. Da. Da. Nu prestam servicii, să zicem. Nu, să vinzi. Da. Nu făceam problema asta, nu făceam chestia asta. Dar așa au fost lucrurile încât le-am primit pe gratis. Și acum ai început și să câștigi bani. Când am dat de gustul banilor, de acolo a început situația mea să cadă mai rău, ca și până acum. Practic nu mai aveam niciun interes în școală, am pierdut tot interesul. Deci nu puteai, erai cu mintea tulbure tot timpul. Nu mai gândeam clar deloc. Am lăsat școala la vârsta de 16 ani. La 16 ani am hotărât că trebuie să mă duc la muncă. Am văzut ce înseamnă să nu ai binecuvântarea lui Dumnezeu când vine vorba la câștig. Pentru că am început cu da 100 de euro pe lună și nu mi-ajungea banii. Terminam în datorie. De la 200 am trecut la 800, iar terminam în datorie. Și lucrurile continuă. Deci munceai numai la sfârșit de săptămână. La început a fost, dar când deja am lăsat școala, erau 4-5 zile pe săptămână când lucram. Și banii mergeau pe droguri toți? Toți banii mergeau pe droguri. Tot în anturajul ăsta, acolo în Spania, am început să gust ce înseamnă petrecerile, distracțiile. Și dorința de a mă afirma iară, și în neascultare de părinți, că taică-miu și maică-mea cât puteau și cât reușeau, mă îndemnau. Asta nu-i bine, asta ar fi bine dacă poți să o lași. În neascultarea asta, prin ignoranța asta, am început să mă ocup practic tot timpul doar cu droguri și băutură și distracții și destrăbălări. Am ajuns să lucrez pe salar angajat. Dar puteai lucra dacă te drogai? Da. La un moment dat, sau cum lucra drogul în dreptul meu, când nu-l aveam, aveam probleme. În rest, când îl aveam, când eram sub influență, eram alt om. Gândeam limpede. Dar erau droguri mai ușoare? Sau erau... Deci, chiar din alea primul drog sau drogul care a pus cea mai mare dependență pe mine a fost marihuana. Marihuana, în general THC-ul, nu contează că era din marihuana sau din hașiș, asta nu contează. Când simțeam nevoia de a folosi drogul, începeam și tremuram, transpiram.
Nu mai înțelegeam nimica și dacă zicea maica mea, hai că-i gata micul dejun, pentru mine era o insultă, până în momentul ce ieșeam afară pe ușă. Chiar dacă nu avem substanța la mine, când am închis ușa de la casă, deja am alt om, gândeam altfel. Mă linișteam că știam că... Știai că ajungi la doză. Da. Trecut ani, am ajuns din marihuana și din alcool, am ajuns să gust și drogurile chimice, tot așa din cauza petrecerilor, din cauza neatenției, neascultării. Când am ajuns în perioada drogurilor chimice, situația mea cu biserica s-a deteriorat total. Acolo deja am pierdut contactul și cu tinerii din biserică, și cu verișorii din biserică, și cu prietenii care cât de cât mă îndemnau la lucruri bune. Nu au mai vrut ei să aibă relații cu tine sau tu n-ai mai vrut să mergi la biserică? Ei au căutat totdeauna și... Știau că te drogezi. Da. Nu pot să spun că toți tinerii, dar erau, când m-au spus prietenii, m-au căutat totdeauna și totdeauna ne-am văzut, chiar dacă nu ne vedeam la biserică, când ieșeam pe afară, hai să mâncăm ceva împreună, ne întâlneam. E, da, de multe ori așa vinea satan la minte și îmi spunea, mă, nu vezi în ce stare ești? Cum mergi să vorbești cu ei? Cum mergi să te întâlnești cu ei? Și atunci vocea asta, repetându-se în mintea mea, eu practic m-am depărtat de ei, știi? Nu ei de mine. Am pierdut contactul cu familia, mă vedeam cu taică meu, mă vedeam la sfârșit de săptămână cu maică mea. Nu mai veneai acasă? Vineam, dar vineam la ore târzii. Și plecam când ei erau la muncă. Deci erau 3-4 zile când nu ne vedeam. După aia, cu banii care am început să-i fac angajat, am ajuns la peste 1000 de euro pe lună, iar banii nu ne-au ajuns. Și în încăpățânarea asta, în neascultarea asta, am ajuns să încep să fur când trebuiau bani. Am ajuns să fac târhării, vorba asta, târhări, să fii târhar pentru chestia asta. Și lucrurile au deraiat tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns la vârsta de 18 ani. Acum deja îmi trebuia să mă duc eu de acasă. Că nu mai stau acasă. Trebuia să caut chirie și să plec. Nu vrei să fii independent? Vreau să fiu independent, pentru că vinea o voce la nivelul minții care spunea așa, nu vezi că numai te încurc a tăi, nu vezi că numai te opresc a tăi și nu te lasă în pace. Practic încerca să mă pună în contra părinților. Încerca să-mi rupă contactul și cu ei total. Și slăvesc pe Domnul că el nu a îngăduit să ajung să plec de acasă. Am avut anumite plecări, dar nu a fost pe baza asta. Am plecat la muncă, a fost plecat și în alte țări la muncă și totodată am gustat ce înseamnă să nu ai patrii lângă tine. Mi-am dat seama ce înseamnă să-ți lipsească părință, să nu le auzi vocea. Lucrurile au continuat în mai rău și cum nu făceam destui bani nici din tâlhării și nici din muncă, am zis, mă, ce are dacă eu încep și fac bani din droguri? La vârsta de 20 de ani, 22 de ani, cam pe acolo, deja eram implicat în anumite anturaje în care mă ocupam cu chestia asta. Luam din stânga și dădeam în dreapta pentru o sumă de bani. Nici banii nu mi-au ajuns. Am ajuns într-o stare în care chiar prietenii din lume deja au început să sperie de mine, să-și pună seama de întrebare. Adică ce făceai? Ce se întâmpla cu tine? La mine nu exista părerea altora. Ce spun eu și atât. Dacă avea o altă părere, practic nu-l auzeam. Nu mă interesa. Am ajuns ca și drogurile chimice să fie o rutină în viața mea. Am slăbit și corporal. Deci am dat jos undeva la 40 de kg. Țin minte, acum vine în minte, o verișoară m-a văzut după vreo 2 ani de pribege, m-am întâlnit cu ea și am auzit-o prin spate cum a întrebat-o pe sora mea. E bolnav?
are ceva, e așa slabă. Am ajuns să fac legea doar cu pumnul, am ajuns să fac dreptate doar prin scandal. Dreptate. Dreptatea ta. Dreptatea mea. Da. La un moment dat, când mă uitam în oglindă, mă speriam de mine. Și nu prea stăteam, mă spălam pe față și plecam. Am ajuns, practic, să îmi dedic tot ce-s eu și tot ce pot să fac doar drogurilor și plăcerilor ăstora. Dumnezeu a hotărât altceva în dreptul meu. De acolo, de unde eram, din ce groapă eram cu toate lucrurile astea pe cap, a pus Dumnezeu în mine și în mintea mea o stare de, pot să-i spun, greață despre tot ce se întâmplea. Nu mai erai fericit. Nu mai găseam nicio fericire, nimica. Aveam bani, că am ajuns în situația în care deja să pot să număr bani și să pun deoparte. Aveam substanțe, aveam mașină, aveam tot ce-mi trebuia. Nu ducea lipsă de nimica. Și a venit așa un gând și mi-a spus: lepătă-te, dar ce-ți lipsește acum? Tot eram gol. Adică, ce anume îți cerea? Asta e un gând care mi-a venit din partea lui Dumnezeu. Eu așa să cred. Să te lepezi de lucrurile rele. M-a făcut să înțeleg că le-am pe toate și totuși nu-s fericit, nu-s bucuros. Ceva îmi lipsea. Eu aveam acasă locul meu la un moment dat, în ultimele două luni de nebunie, să zicem așa. Aveam locul meu unde stăteam numai eu. Și acolo stăteam și analizam toate lucrurile. Așa a făcut Dumnezeu să stau să le analizez. Și de rând pe rând mi-a scotea Dumnezeu în minte: ok, prietenii, care ai tu prieteni? Ce fac prietenii ăștia pentru tine? Sau numai tu faci pentru ei? Ar fi în stare prietenii ăștia să se jertfească pentru tine, să te ajute în caz de un necaz? Sau să te arunce ca pe o hârtie la gunoi? După care mi-a venit iar gândul de bani. Ai bani? Ce faci cu ei? La ce ți-s buni? Ai substanțe? La ce ți-s bune? Am ajuns practic să îmi doresc o schimbare. De acolo am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, zic, ori intervii, ori eu ajung la moarte. Practic, deja nu mai mâncam, mâncam foarte rar, foloseam doar substanțe și atât mi-era de tulbure mintea încât îmi doream una sau alta. Deci, ori să facă Dumnezeu o minune, mă așteptam la un accident, să se întâmple un accident, asta mă așteptam, sau pe altă cale să mor. Am ajuns într-un prag de disperare, pot să spun. Și Dumnezeu, ca un tată bun și iubitor, m-a auzit, chiar dacă nu meritam, chiar dacă eram murdar, chiar dacă eram în morcirlă. Era în cea mai bună situație, adică nenorocit. Și Biblia zice că dacă strigă un nenorocit către Domnul, el aude. E adevărat. Am început să mă rog tot mai des. Nu involuntar, așa îmi vinea practic Dumnezeu și punea în minte: rogă-te, Doamne ajută, Doamne fă cumva, Doamne scoate-mă de aici. Nu aveam probleme, n-am ajuns să am probleme nici cu poliția, n-am ajuns să am probleme nici cu colegii de muncă, să zicem așa, n-am ajuns să am probleme pe nicio parte. Dar era o dorință în mine care striga către Dumnezeu: scapă-mă. Și Dumnezeu l-a scos în care pe fratele Sandu. Acolo în Spania l-ai întâlnit? Sau în România? Nu, eu îl cunosc pe fratele Sandu din Spania. A fost un frate și e un frate îndrăgit de mine. Adică, când încă eram la școală, eu doream oarecum, îl vedeam care firmă și care muncă, îl știam de mic și mă gândeam: când crezi mare vrea să lucru la el. Îmi plăcea tare mult stilul lui de lucru. Și mă zic, mai încolo, dacă ajută Domnul, vreau să lucru cu el. Am început să iau legătura cu el, el ocupându-se de persoane care vor să schimbe viața, persoane care
De obicei, dependenți de droguri. Dependenți de droguri, cea mai mare parte. Știai că se ocupă acum cu asta? Știam, pentru că am avut contact cu el înainte de vreo 3 sau 4 ori și am încercat tot așa de vreo 3 sau 4 ori să scap. Dar n-am fost niciodată convins în interiorul meu ca așa cum ultima dată. Încă mai erai tare, încă nu erai zdrobit total. Da, au mai rămas în mine Radu. Oricât am încercat și înainte, oricât s-au rugat și părinții mei, oricât au postit și biserica s-a rugat, cât timp încă a fost în mine acel eu, n-am putut să fac nimica. Sau mergeam bine o perioadă, după care iar eram înapoi. Mergeam bine un timp, îmi vedeam de treaba mea, după care iar începeam. Am început să ținem legătura, am început să schimbăm anumite păreri, anumite gânduri, să punem anumite probleme. Tu i-ai spus problemele tale, el încerca să te ajute. Exact, exact. Practic, asta a fost cea mai mare, cel mai mare punct de depresie, când mi-am dat seama că le ai pe toate și totuși n-ai nimic. Atunci mi-am dat seama, mi-am întrebat, mă, ce-i viața asta? Și stăteam și mă gândesc încotro mă duc, de unde vin și ce îs. Pentru că de aici încolo mai urmează ori sinuciderea, că n-are sens viața, ori ridicarea dacă omul strigă către Dumnezeu. Adevărat. Trebuie să ajung în punctul ăla în care să zic gata, nu de acum fă ce crezi tu că trebuie făcut. Am început să ne vedem, am început să luăm hotărârea să venim un pic în România, să încercăm să ajutăm pe alții. Asta a fost primul gând. Și mă întrebam, mă, ok, eu să ajut pe alții, dar zic, stai că eu zic, vai de mine. Abia pot să gândesc ceva și să mă duc să ajut pe alții. E, dar Dumnezeu, prin chestia asta, a început să schimbe foarte mult la mine. Foarte multe lucruri, temperament, vorbe, acțiuni, ceea ce înainte pentru mine era părerea mea și atât. Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților și a început Dumnezeu să lucreze la inima mea, a început să-mi schimbe felul de a gândi. În primul rând, dacă nu erai, dacă Sandu te-a scos din mediul acela, nu mai aveai acces la droguri, la prietenii tăi de acolo. Și după aceea, partea a doua era că te implica, vă implica, că până la urmă ați fost mai mulți, vă implica să lucrați pentru alții, să faceți bine altora. Așa este. Lucru practic cel mai principal la început, când vine vorba de o lucrare de genul, îi să ieși din mediul tău. E automat, când am plecat de acolo, la 100 de kilometri de casă, deja vedeam lucrurile cu alți ochi. Nici nu a trebuit să ies din țară. Gândeam altfel, le vedeam altfel. Și e adevărat că implicarea îți ridică moralul, cel puțin în dreptul meu. Adică mă zbun și eu la ceva. Numai la dezastru și la nenorocire în jurul meu. Dumnezeu, printre asta, citirea Bibliei, post și rugăciune, Dumnezeu a schimbat viața mea total. Sunt lucruri de schimbat și acum. Nu pot să zic că total, dar sunt lucruri care Dumnezeu le-a schimbat și e total o altă persoană. Eu cred că Dumnezeu a schimbat viața total. Faptul că mai sunt lucruri de schimbat nu înseamnă că n-a făcut o schimbare totală. Adică te-a întors de pe o direcție și acum ești exact pe o altă direcție. Așa. Dar așa. Sigur că mai sunt lucruri. Cam cât timp a durat perioada asta în care ai fost cu Sandu? Când ai fost, să zic așa, vindecat? Prima mea întâlnire cu Sandu a fost la vârsta de 20 de ani, când încă umblam cu un picior în lume și un picior în biserică sau în pocăință. Au urmat multe căderi. Din momentul în care ai strigat către Dumnezeu și ai hotărât să te dai pe mâna lui Dumnezeu și a lui Sandu, cât a durat? A durat în jur de un an și jumătate, aproape 2 ani, până să pot să zic că pot să merg, pot să umblu. Nu a fost lucrarea ușoară, dar
rezultatele să văd, să văd în timp. Mult, și eu mi-am dorit mult, mult să se vadă de azi pe mâine lucruri în mine și să scap de anumite stări, de anumite gânduri. Dar nu se poate. Cel puțin în dreptul meu Dumnezeu a lucrat așa. A fost o boală grea și vindecarea sau recuperarea este la fel, nu-i ușoară. Adevărat, adevărat. Mai sunt gânduri, dacă nu sunt atent, care și acum vin să mă mai frământe. Dar un lucru ce am observat e că fiind aici în România și fiind aici ajutând și implicându-mă, nu au aceeași putere ca și cum aș fi în Spania. Deși și aici am verișori, și aici am prieteni, și aici am cunoștințe care se ocupă cu tot felul de lucruri, aici, așa îngăduie Dumnezeu, deci nu au aceeași putere cum o au în afară, în Spania. E foarte implicat, e foarte important ca să fii implicat, nu? E adevărat. Cu cât ești mai implicat, făcând bine altora, cu atât ești mai bine din punct de vedere spiritual și mai ferit. E adevărat. Nu ai mult timp să stai să gândești. Și și timpul care l-ai de gândit, te gândești cu ce poți să ajuți. Și cam, atunci face mult. Cam ce faceți în, pe direcția asta a ajutorării? Cam în ce vă implicați? La tot ce ne iasă în față. De la crăpat de lemne, la zidit case. Tot. Unde auziți că este o nevoie, da? Oriunde este o nevoie, o nevoie. Și putem ajuta, suntem oameni acolo. Oameni bătrâni, oameni care n-au venit. Da, da, da. Și dacă Dumnezeu ajută și putem, nu e nicio problemă că trebuie să ajutăm și financiar sau trebuie să ne implicăm mai mult timp. Nu e o problemă. Unde Dumnezeu deschide ușile, noi suntem acolo cât El ne permite, noi suntem. Deci voi căutați oamenii cu nevoi. Așa este. De orice fel. Așa este. Și vă implicați în aceste nevoi căutând să-i ajutați. Așa este, da. Interesantă terapie. Dar cu folos. Cu folos. Funcționează. Și n-am două echipele funcționează. Și cei care s-a ajutat și cei care ajută. Astăzi pot să fiu bucuros pentru că lucrarea e spre sfârșit, e în dreptul meu. Pot să fiu bucuros că-s liber. Mintea s-o ai liberă, cred că e cel mai de preț lucru. Și să fii împăcat cu Dumnezeu. E un lucru care n-am pus preț pe el deloc până ce nu am aflat ce înseamnă. Să nu-l ai. Să nu-l ai. Să nu-l ai pe Dumnezeu și o relație, da, cu el. Erai botezat atunci când erai în biserică și făceai minuni. Da. Erai botezat. Eram botezat. Da. Mai sunt tineri de felul acesta prin bisericile din Spania sau din România, din ceea ce știi tu, care consumă, da, droguri cum ai consumat. Da. Am luat o decepție când am aflat lucrurile astea. Eu mă gândeam că singurul care fac prostii, știi, și singurul care nu văd de treabă. Și când am început să cunosc un pic mai mult și am aflat că nu numai noi băieți, ci sunt și fete care au aceeași probleme, atunci începeam să mă întreb oare ce pocăință, dacă există, dacă nu există, ce e Dumnezeu, ce nu e Dumnezeu. Acolo a început un pic atacurile un pic mai tari. Dar de ce consumă tinerii din biserică droguri? E așa de mare ispita tentației acolo în jur? Pentru că dacă ești în biserică, ai o relație bună cu Dumnezeu, în mod normal nu-ți trebuie nimic, ce-ți lipsește? Noi zice că avem tot, Biblia spune și e adevărat, că un creștin are totul în Hristos, nu are nevoie de droguri. E adevărat. Nu e relația bună cu Dumnezeu a tinerilor? Nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunt în biserică, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu? Da. De multe ori, cum am fost și eu, eram la biserică, eram la cor, la fanfară, la tineret, dar nu știam ce înseamnă Dumnezeu. Eu mergeam pentru că mi-e place muzica, îmi place să cânt, îmi place să mă implic, dar n-am avut relație cu Dumnezeu. Și probabil că foarte mulți tineri sunt în situația aceea. Din față, în trupele de laudă și închinare, cântă. Din biserici, din diaspora, pot să spun așa, 30% cu indulgență, din adică tineri, chiar mai mult. Chiar mai mult. Au probleme de genul. Și toată baza la situația asta îi să le ai pe toate de prisos, din prisos.
sleapă toate... Deci problema lor ar fi că au prea mult în ce privește lucrurile materiale și atunci... E adevărat. Își doresc și mai mult și ajung da. La droguri. Un lucru ce am observat foarte impactant pentru mine a fost așa. Stau de vorbă cu prietenii mei din Spania, din toată biserica, suntem 280 de membri. Doar cu doi băieți pot să stau de vorbă. Acum că ai fost vindecat. Acum că am fost vindecat și parțial și înainte, pentru că noi ne întâlneam și aveam dezbaterile noastre pe Biblie, chiar dacă eram cu mintea în altă parte. Aveam dezbaterile noastre pe Biblie. Deci din toată biserica doar doi băieți am avut cu care să pot să stau, să pune cărțile pe masă. Mă, ok, ce păcatul muzicii care nu trebuie? Sau cu ce ne încurcă vorbele degeaba? Sau neascultarea de părinți? Adică să fiți preocupați de viața duhovnicească. Da. Și cu părere de rău, restul, când încercam să vorbim lucrurile astea, schimbau subiectul. Ei schimbau subiectul, iar voi, cel puțin tu, erai cu droguri. Da. Nu prea ai încurajat orice ce aud de la tine. E chiar de speriat. E un lucru greu. Și făceam diferența între prietenii ăștia mei, doi, și băieții care sunt în România. Sau mentalitatea, vreau să vorbesc despre mentalitate. Mentalitatea care e în România. Am văzut în România ce înseamnă ca omul să știe de seriozitate, de respect, de greu, care practic te definește ca persoană. Adică mai responsabil. Mai responsabil, da. Deci e o diferență foarte mare. Foarte mare. Ne-a păzit Dumnezeu. Foarte mare. Până acum. Sunteți binecuvântați în România, foarte bine. Băiat, pot să spun că am stat de vorbă și cu fete. Mai serios sau mai neserios în lumea care a fost înainte. Dar și cu cei, cu persoanele, cu fetele cu care am stat mai vorbă, de vorbă mai serios, nu aveau aceeași mentalitate ca și fetele de aici. Nu știu dacă ar putea să iai o persoană din România și una din Spania să le pui să povestească. Nu știu dacă ar avea ceva de împărțit. Greu și-ar găsi. Păi uite, facem înregistrările acestea. Nu ești numai tu, sunt și ceilalți. Înregistrăm mai multe mărturii, tocmai ca să le spunem tinerilor de aici să se ferească, să aibă grijă și să nu creadă că fericirea este în altă parte și mai ales în altceva decât în Dumnezeu. Ce le-ai putea spune? Deși ne-ai spus practic tot, dar dacă cumva ai sinteza pentru ei. Da. Ascultare de părinți și de mai mari din biserică, chiar dacă ceea ce ni se spune ne deranjează, ne scoate din zona noastră de confort și nu-i după placul nostru, Biblia trebuie citită și nu numai citită, gândită. Să meditezi asupra ei. Pentru că dacă o citești ca și pe o carte, nu te ajută la nimic să știi doar istoriile care s-au întâmplat în vechime. Și rugăciunea ar trebui să fie pe locul întâi. Comunicarea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, eu cred că noi sau nu ar trebui să o perceapă tinerii ca și cum eu sunt aici jos și Dumnezeu Iisus și când are chef să întoarce spre mine și mă aude. Nu. Dumnezeu e lângă tine, te aude, știe gândul și știe problema. Vrea doar ca tu să vorbești cu El ca și cum ai vorbi cu un prieten. Și cere ascultare. Ascultare. Evident. Ascultarea îi face totul. Da. Bine, Radule, mulțumim. Mă bucur că am putut să fiu cu voi. Mă bucur și sunt convins că cei care vor asculta se vor bucura cu toții de faptul că ai fost recuperat prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu. Ai fost scos din groapa cea adâncă și mâncare în care ai fost. Domnul să te țină tare în credință. Să-i poți ajuta și pe alții. Amin. Viața fără de tine, Tată ceresc, este doar deșertăciune. Numai tu poți da vieții un sens, ca să
să trăim pentru tine. Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus. Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.